Poate servi drept centru de comandă al armatei în cazul unui atac nuclear, un fel de arca a lui Noe în variantă modernă care brăzdează cerul. O echipă a unui post de televiziune americană a urcat la bord, să vedem și noi ce a găsit acolo. În cazul în care o bombă nucleară ar lovi Statele Unite, cei mai de seamă supraviețuitori vor urca la bordul acestui avion. Un Boeing 747, asemănător Air Force One, mereu pregătit pentru situații de urgență. Echipajul este întotdeauna în stare de alertă și se poate mobiliza în 5 minute. Everybody's standing by, ready to fly. All the time. It has shields all alongside the walls. They are thermal radiation shields and electromagnetic pulse shields. In the event of a nuclear attack, this plane is defended. Avionul poate atinge aproape 1000 de kilometri pe oră și nu trebuie să aterizeze ca să alimenteze. So what is the calculation about how long this plane could stay up and survive? It's classified, but it's days. Ultima misiune pe timp de criză a avut loc cu 10 ani în urmă, pe 11 septembrie 2001. În centrul avionului se află un centru de comandă, o echipă de specialiști care este implicată în operațiuni de supraveghere în toată lumea. Plin de dispozitive electronice, avionul este însă destul de slab dotat atunci când vine vorba despre utilități. A number of seats, he can hold the conference if he wants to. He does not have a shower. No? So, no shower. Just a little a bathroom, a couple of sinks, but no shower. În avion se află și echipe special antrenate și înarmate pentru a face față oricărei situații. Nu e de mirare că locurile de dormit sunt improvizate oriunde. Minunea tehnologiei americane se numește Nightwatch și este un fel de arca lui Noe care plăsează cerurile în așteptarea unui eveniment înfiorător. Dar toată lumea speră să nu aibă niciodată nevoie să o folosească. Thank you. I'm sorry to wake you up. You really need this sleep. I am tired. Nice to see you. O companie din Florida susține că a creat gelul care combate focul.